Televizoare de ultimă generație la 49 de lei bucata. Nu e glumă. A fost oferta de Paște a unui magazin online. O ofertă de care clienții au profitat din plin. Unii și-au cumpărat și câte 200 de televizoare. Când au fost informați că discountul nu e real, ci doar o eroare de soft, oamenii și-au angajat avocați și au mers să-și ceară produsele comandate în instanță. Iar instanța le-a dat dreptate. Își vor primi televizoarele de 2500 de lei la oferta unică de 49 de lei. Cât un abonament TV pe o lună. Constantin Maxim a crezut că trăiește un miracol atunci când a deschis mail-ul cu oferta de Paște a unui magazin online. Putea cumpăra cu numai 49 de lei un televizor inteligent LED Full HD, care pe alte site-uri avea un preț de 2500 de lei. Am văzut oferta, nu venea să cred. În prima fază am mai stat un pic, mai m-am uitat pe site, m-am uitat pe alte site-uri, care e prețul, că mă uitam, zic, băi, nu se poate, 49. Am făcut comandă de un televizor. Iar vestea s-a răspândit ca focul. În două zile, cât a durat oferta, aproape 1000 de români s-au grăbit să cumpere un televizor la prețul unei abonament TV pe o lună. Iar comanda e comandă, trebuie respectată. Operatorul economic trebuie să trimită un mail în care se adresează consumatorului că comanda a fost efectuată și este în curs de livrare. Reprezentanții magazinului online spun că nu este vorba de o ofertă reală. În cazul de față e vorba despre o eroare tehnică apărută în afara orelor de program în perioada sărbătorilor de Paști, situație ce a îngreunat rezolvarea problemei în timpul operativ, afirmă reprezentanții companiei. Aș fi chiar fraier să refuză asemenea ofertă. Nemulțumiți de răspuns, zeci de clienți au dat în judecată magazinul, iar instanța le-a dat dreptate în parte. Ei sunt cei care au lansat oferta, prin urmare trebuie să-și asume ceea ce au lansat. Deci, prin urmare, ne aflăm în faza în care există un contract. Magazinul online a primit aproape 1000 de comenzi la oferta de 49 de lei, majoritatea din ele având mai mult de 4 bucăți pe cerere, dar au fost cazuri de clienți care au cumpărat chiar și 200 de televizoare.